În numele Dom Domnului Isus, deschidere Săviciul Divin cu cantarea 291. Stai tare în spirit. Tatăl nostru care ce mulțumim pentru că ne-ai adus alt sabat frumos în acest an. Îți mulțumim pentru că ai fost cu noi în săptămâna care a trecut, că ne-ai protejat. Fii cu noi în dimineața aceasta, ajută ca cuvântul tău să fie binecuvântat, să învățăm de la el, ca după aceea să arătăm și la alții caracterul tău și iubirea ta. Fii cu noi în veci de veci. Amin. Amin. Pacea Domnului Isus Hristos. Doamne, ce bine este să fim împreună, ce bine este ca Duhul Sfânt să poată să fie cu noi și Cuvântul să ne poată vorbi. Frații mei, în dimineața asta aș dori să vă invit să vorbim puțin despre câteva evenimente care s-au întâmplat la Muntele Sinai. Și aș dori ca în mod special să înțelegem acele evenimente din nou și dintr-o altă perspectivă, dintr-o perspectivă a mântuirii, dintr-o perspectivă a harului și a frumuseții lui Dumnezeu și dintr-o perspectivă a descoperirii a cine este Isus Hristos în viața noastră. Bun venit tuturor oaspeților, bun venit musafirilor noștri, bun venit celor care au venit din depărtare și s-au așezat astăzi împreună cu noi în această biserică. Vă voi invita să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Exodul, capitolul 19, prima parte. Exodul 19 cu 4. Domnul i-a spus lui Moise. Așa să vorbești case lui Iacov și să spui copiilor lui Israel. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Vedeți, Sinaiul este văzut în diferite perspective. Un, este văzut ca fiind un loc al legii, un loc al unui Dumnezeu aspru, care s-a coborât în foc pentru ca să-i sperie pe cine? pe cei din vechime, care altfel nu erau speriați prea tare. Și din punctul acesta de vedere, Sinaiul este privit cu mari semne de întrebare. Nu se vorbește prea mult despre locul acesta ca fiind locul binecuvântărilor și locul harului. Este văzut locul acesta ca fiind un loc al prezenței lui Dumnezeu, dar cu o mulțime de semne de întrebare. Observați cum îl vede Dumnezeu. Zice, v-am adus pe aripi de vulturi. Unde? La mine. Vă rog frumos, în dimineața aceasta, să vedem Sinaiul ca fiind locul de întâlnire a lui Dumnezeu cu credincioșii săi. Este, este perspectiva aceasta foarte personală. V-am adus la... La mine. Apoi, tot Dumnezeu vede locul acesta ca fiind locul unde El s-a logodit cu acest popor. Osea capitolul 2. Haideți să vedem puțin și lucrul asta. Osea 2. De la versetul 13, 15, 19. Versetul 13 spune așa, o voi pedepsi și când este vorba de o voi pedepsi, este vorba de Israel. Israel este un nume feminin și este, este ea simbolizată printr-o fecioară și versetul 13 spune... O voi pedepsi pentru zilele când tămâia balilor, deci unor alți Dumnezei, când se gătea cu veriga de nas, cu salba ei și alerga după izbovnicii ei, i -i -bovnicii, i -bovnicii ei, uitând de mine, zice Domnul. De aceea, iată, o voi ademeni, o voi duce unde? În pustie și voi vorbi cum? pe placul inimii ei. Vreau să vă întreb, vedeți dumneavoastră în această, în această, eu știu, metaforă, în această extraordinară și poetică imagine, vedeți Sinaiul? Vedeți Sinaiul? Noi nu prea vedem Sinaiul aici. Noi avem impresia că la Sinai Dumnezeu a vorbit foarte dur și foarte aspru cu poporul său, dar în mod cu totul și cu totul deosebit aici imaginea este în felul ăsta, o, îi voi vorbi pe placul inimii ei. Acolo, versetul 15, îi voi da iarăși viile și valea acor, eu voi preface într-o ușă de nădejde, acolo va cânta ca în vremea tinereții ei, ca și în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Iată cum, cum vede Dumnezeu suirea ei din țara Egiptului pe vremea când era tânără, atunci când s-a întâlnit cu ea. Atunci, s-au întâmplat niște evenimente pe care se pare că poporul lui Dumnezeu nu le-a înțeles bine. Nu le-a înțeles bine. Și Dumnezeu spune, așa am eu de gând să procedez cu poporul meu. Și apoi, de la versetul 19, te voi logodi cu mine pentru totdeauna, te voi logodi cu mine prin neprihănire judecată mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile și le vor asculta pământul. Pământul va asculta grâul, mustul și undelemnul și acestea vor asculta pe Israel. Și iată mare binecuvântare, iată mare bucurie. Se pare că asta ar fi dorit, ar fi dorit Dumnezeu să se întâmple acolo. Asta ar fi dorit Dumnezeu. Hai să ne amintim puțin. I-a scos din robie. I-a scos din robie. O robie urâtă. O robie urâtă. Se săturaseră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că au început să strige către Domnul. Din ce cauză? O duceau greu. Erau bătuți cu bice, erau munciți de dimineața până seara. Făceau cărămizi. Frământau pământul cu picioarele și l-amestecau cu paiele și era singura lor activitate. Era o mașină de făcut cărămizi. Oamenii ăștia nu știau să citească, nu știau să cânte, nu știau să se roage. Încă o dată, era o mașină de făcut cărămizi atât. Nu conta nici dacă trăiau, nici dacă mureau. Hotărâse Egiptul pentru ei că este cazul să nu fie mai mult decât o mașină de muncă și au hotărât să le ucidă pe toți copiii de parte bărbătească. Astfel încât să când nu vor mai avea nevoie de făcut cărămizi, în momentul acela să se termine și cu poporul respectiv. Așa au hotărât. Pentru ei. Și Dumnezeu i-a scos din această robie fizică. I-a mai scos și din altă robie. Omul se bucură când este scos din robia fizică. Întrebarea este: ne bucurăm și când suntem scoși din robia spirituală? I-a scos. A trecut marea cu ei. Este interesant, de asemenea, că atunci când Moise se duce înaintea lui Faraon și spune lasă pe poporul meu să plece, în momentul acela Moise îi spune lui Faraon, am de gând ca poporul acesta să aibă un praznic cu Dumnezeul lui în pustie. Ce înseamnă praznic? Un ospăț, o masă, evident. Oare unde trebuia să aibă loc praznicul și ospățul respectiv? Unde? Acolo unde Dumnezeu spune, v-am adus aici la mine. Ce era praznicul acesta pe care Dumnezeu îl pregătise pentru ei? Ce era? Legământul era legământul de logodnă. A trebuia să fie și o masă, trebuia să fie și o bucurie și Dumnezeu, într-adevăr, vrea să facă din Sinai un moment de sărbătoare. Cu bunăvăința dumneavoastră, haideți să mergem mai departe. Ne întoarcem iarăși la Exodul și. Verset, capitolul 19, după ce spune V-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine, versetul 5 spune așa Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Și îmi place foarte mult versetul 6 Veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. O împărăție de preoți. Este rezultatul legământului lui Dumnezeu cu poporul său și împărăție și preoți, astfel încât îi spune, voi sineți, o împărăție de preoți. Dacă ar fi zis, veți fi doar niște împărați, îți vei fi o împărăție, s-ar fi putut purta oricum. Dar când a zis, sunteți o împărăție de preoți, Dumnezeu le-a tras atenția a faptului că nu sunt orice fel de împărăție, sunt o împărăție a Sfințeniei. Și dacă l-ar fi spus, îmi sunteți niște preoți și nu l-ar fi spus că sunteți ei s-ar fi putut întâmpla să-și piardă demnitatea. Dar ei trebuiau să știe două lucruri, și anume să știe, să învețe că sunt niște personalități de o demnitate regească și în același timp de o calitate morală echivalentă cu a unor preoți. Este un unicat lucrul ăsta. Este un unicat. Apoi, versetul 9 zice, Voi veni la tine într-un nor gros pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și îi spune lui Moise. Să audă poporul când îți voi vorbi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Moise, vezi, în, o, cu ocazia aceasta te voi înălța, te voi prezenta poporului întreg. Versetul 19. În timpul care urmează, când Dumnezeu a început să vorbească, trâmbița răsuna tot mai puternic. se vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Nu știu dacă am gândit foarte bine la această scenă. Aș vrea în dimineața asta să gândim bine. Noi am avut impresia că Dumnezeu, când a dat cele 10 porunci, le-a vorbit și doar atât. Se pare că a existat un dialog, Moise și cu Dumnezeu conversau. N-aș avea curajul să spun că Moise era la același nivel cu Dumnezeu. Nu vreau să spun asta. Cu toate astea, ei vorbeau ca și. Doi. Mulțumesc! Ca și doi prieteni. Moise întreba și Dumnezeu. Răspundea. Iar dialogul ăsta era urmat sau urmărit de cine? Tot poporul. Este pentru prima dată când Dumnezeu își face prieteni. Și își face prieteni pe Moise. Pentru ca, după modelul lui Moise, Dumnezeu să-și facă prieteni pe cine? Tot poporul. Tot poporul să, fac, să, să fie în felul acesta. Și după aceea toate popoarele pământului să fie binecuvântate în această prietenie cu Dumnezeu. Este foarte frumos conceptul acesta. A înțeles poporul? A înțeles? A înțeles că Dumnezeu dorea să le pună masa, a înțeles poporul că Dumnezeu vrea să fie un praznic acolo, a înțeles poporul că Dumnezeu vrea să fie prieten cu ei? A înțeles? Haideți ce scrie mai departe. Capitolul 20, versetul 18. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței, vedea flăcările muntelui care fumega la, la priveliște aceasta, poporul, ce vădea? Tremura și stătea în depărtare. Doamne! Ce vrei Tu? Ce înțelege poporul? Următorul verset, ei au zis lui Moise, vorbește-ne tu și te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim. Moise încearcă să le explice, versetul 20, nu vă înspăimântați căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare, să aveți frica lui înaintea ochilor voștri pentru ca să nu păcătuiți. Moise le spune, nu n are Dumnezeu nimic cu voi, așa se manifestă Dumnezeu atunci când vrea să convingă pe cineva să nu dați în voie să merg cu dumneavoastră în Deuteronom, capitolul 5, acum. Deci, în Deuteronom, capitolul 5. Este reluată această scenă și explicată puțin mai bine, de la versetul 23. Hai și de la 22. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului, din nor, din negură deasă și le-a spus la toată adunarea voastră, fără să adauge ceva, le-a scris pe două de table de piatră și mi le-a dat. Când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile semințiilor voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toți de mine și ați zis, iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui și noi am auzit glasul din mijlocul focului, dar... Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui. Dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Domnului Celui Viu, vorbind din mijlocul focului și totuși să fi rămas viu? Vreau să vă întreb, gândesc bine? Gândesc bine? Ei fac un proces de conștiință acum și zic, ne-am întâlnit cu sfințenia lui Dumnezeu, noi și Sfântul lui Israel. Suntem noi compatibili cu El? Și îi spun, vom muri. Versetul 27. Apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce îți va spune Domnul, Dumnezeul nostru, apoi să ne spui tu însuți tot ce îți va spune Domnul, Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face. Fraților, cine sunt aceste căpetenii care spun să nu ne mai vorbească Domnul ca să nu murim? Cine sunt? sunt acele căpetenii care fuseseră cu Moise mai înainte, în capitolul 19, pe munte, și se spune că văzuseră tronul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. De ce acest, de ce acest reflex? Din ce cauză? Și, fraților, Domnul n-a mai vorbit în urechile poporului din momentul ăsta. Moise s-a dus la Domnul și a stat acolo 40 de zile. 40 de zile. Și muntele s-a liniștit. Și poporul a rămas jos. Și Moise a continuat să fie un recipient al voinței lui Dumnezeu, în timp ce poporul ce trebuia să facă jos? În timp ce poporul ar fi trebuit să gândească, să se roage și să se pregătească pentru ceea ce va fi, pentru că Moise trebuia să se coboare de pe munte și să continue să le vorbească ceea ce Domnul trebuia să le vorbească. Vom reveni la momentul acesta în câteva momente. Însă, mai vreau să citim împreună și Deuteronom, capitolul 18. Deci, Domnul n-a mai vorbit. Domnul a tăcut. Și iată ce zice Moise în Deuteronom 18 cu 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Despre cine vorbește Moise aici? Poftiți? Despre Domnul Isus Hristos, pentru cine nu este foarte convins să caute repede în fapte 3, versetul 22. Faptele Apostolului, capitolul 3, versetele 22. Și acolo veți vedea cum Petru preia această profeție și o aplică la Domnul Isus Hristos. Era vorba de Domnul Isus Hristos. Dar ceea ce este uluitor este versetul care urmează. Versetul 16. În felul acesta, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării, Poporului, când ziceai să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Deci, moi se spune, voi v-ați rugat Domnului să nu vă mai vorbească ca să nu muriți. Și Domnul v-a ascultat glasul. Și cum v-a ascultat Domnul glasul? Nu prin faptul că n-am mai vorbit. Nu. Nu. Răspunsul este aici. Așa, versetul 16, va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău. Cum? Prin faptul că Domnul va ridica un proroc. Ca mine, spune Moise, cu referire la Domnul Isus Hristos. Să ascultați de El. Deci, profeție. La Sinai Domnul n-a mai vorbit. Când va continua Domnul să vorbească pentru popor? Când va continua Domnul să vorbească? Prin Domnul Isus Hristos. S-a oprit vocea atunci. Va continua când? La Domnul Isus Hristos. În felul ăsta, fraților, Sinaiul și Golgota sunt unul lângă altul. Golgota nu este altceva decât continuarea discursului pe care Domnul Isus Hristos dorea să-l țină pe Sinai. Dacă n-am fost suficient de clar cu explicația mea. Vă rog frumos, luați-vă timp. Și citiți versetele pe care le-am le le anunțat. Pentru dumneavoastră. Și vedeți pentru dumneavoastră, dumneavoastră înși vă, legătura aceasta pe care o face Moise și pe care o continuă în noul testament. În faptele apostolilor, capitolul 3. Și veți vedea că Domnul Iisus Hristos este continuarea sinaiului. Uneori, noi punem Sinaiul și crucea una împotriva celeilalte și spunem că una o pe cealaltă. În realitate, profetic, privind lucrurile, una este completarea, este continuarea celeilalte. Acum, în spațiul acesta, între Sinai și Golgota, a rămas un popor. Despre el aș dori să vorbim puțin. Poporul de la piciorul muntelui. Poporul care a zis, Doamne, nu ne mai vorbi. De ce să nu-ți să nu mai vorbim? De ce? Nu mai suportăm. Să vorbim puțin despre poporul acesta. Poporul acesta, am spus și dumneavoastră a spus, a stat acolo la piciorul muntelui pentru că Dumnezeu. Dorea ca după spaima pe care o experimentase, acum să stea să meriteze, să se roage și să se pregătească ca atunci când va veni Moise să asculte continuarea. Și este foarte interesant, fraților, suntem dispuși să înțelegem sau nu, dar Moise, în cele 40 de zile care a mai rămas pe vârful muntelui, a primit legile sanctuarului din vechime. Iar legile sanctuarului, toate aveau de a face cu sistemul sacrificial sau cu slujirea sângelui din sanctuarul din vechime și toate erau o trimitere sau o parabolă la cine? La crucea Domnului Isus Hristos. În simbol, Moise a primit toate aceste lucruri ca o preînchipuire a crucii care va avea să vină. Între cele două momente, crucea din sanctuar și legea dată de Dumnezeu pe Sinai, se afla poporul acesta. Și poporul trebuia să se pregătească după ce a auzit legea să primească crucea. Câte zile de gândire? 40 de zile de gândire. 40 de zile în care ar fi trebuit să aștepte cu dor restul de cuvânt. În timp ce muntele stătea liniștit, un gând s-a cuibărit în mintea lor, și anume Moise, omul acesta care ne-a condus până aici nu mai este. Nu știm ce s-a făcut. Gândul ăsta devine din ce în ce mai puternic. O revoltă începe să se întindă în popor, în poporul care trebuia să se roage. Și interesant, după 39 de zile, după 39 de zile revolta izbucnește. Și adunătura poporului se înființează înaintea lui, Moise, înaintea lui Aron și îi spune ceea ce dumneavoastră știți. Exodul 32. Haideți repede să citim. Exodul 32. Este o diferență așa de mare între planul lui Dumnezeu și între ceea ce s-a întâmplat acolo, încât este uluitor. Poporul, versetul 1, poporul văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aron și a zis, haide, fă -ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știu ce s-a făcut. Aron le-a răspuns, scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Și toți și-au scos cercei de aur din urechi și-au dat lui Aron, el a luat în mâinile lor, a bătut aurul cu dalt, a făcut un vițel turnat și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-a sculat diz de dimineață, au adus arderi de tot și jerfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut. Apoi s-a sculat să joace. Asta a fost ziua 40. -a. În ziua 40, -a, Domnul L-a luat de mână pe Moise și a zis, du-te la poporul tău, căci s-a stricat. În intervalul acesta de așteptare extraordinară a lui Dumnezeu, poporul se strică. Și acum, probabil scurt de tot, că în timpul nu ne lasă, Haideți să vedem care sunt elementele care duc la această alienare a poporului Dumnezeu. Cum se ajunge aici? Plecaseră din Egipt cu gândul că vor ajunge într-o țară în care curge lapte și miere. Au fost foarte dornici să. -i... Atât de dornici au fost încât au plecat cu poporul evreu și mulți dintre egipteni. I-au zis: ieșim dintr-o împărăție de felul acesta și vom merge cu poporul, cu poporul acesta binecuvântat de Dumnezeu și va curge, într-adevăr, pe lângă noi, numai lapte și miere. Au ieșit, au ajuns la Sinai, au stat o lună de zile pe loc. Și după o lună de zile au zis, noi nu mai stăm pe loc. De ce? Ne grăbim. Noi ne grăbim ca să ajungem acolo unde curge lapte și miere. Se considerau pregătiți? Se considerau pregătiți? Da. Credeau că sunt pregătiți. Se grăbeau să intre într-o țară pentru că ei își făcuseră calculul că vor ajunge repede acolo. Deja făcuseră câteva zile, câteva luni, iertați-mă, pe drum, până la Sinai. Deja drumul era prea, prea, lung pentru calculele lor. Dacă se mai adăuga și timpul cât au stat acolo, este mult prea mult, iar în calculul lor de a ajunge mântuirea lor într-o țară în care curge lapte și miere, era prea mult. S-au hotărât să meargă. Așa au gândit? Așa au gândit? Fraților, este interesant faptul că ei și-au făcut un vițel de aur. Vițelul de aur aduce aminte de ce? De Egipt. Se pare că ei nu prea vreau să meargă înainte. Ei se gândeau să se întoarcă înapoi. Cum vorbesc despre Moise, omul acela? Parcă nici nu-l cunoscuseră. Era omul pe care Dumnezeu îl pusese înaintea lor. Unu. Omul în care, în care Dumnezeu își pusese numele lui. Doi. Era omul cu care Dumnezeu vorbise ca și cu un prieten. Iar ei spun, Moise, omul acela. A fost vreun om mai mare ca Moise? Așa se spune, cel mai blând om de pe fața pământului. Iar iudeii îl consideră pe Moise ca fiind cel mai mare. De ce vorbeau atât de ușor despre Moise? Aș vrea să vă spun că respectul față de slujbașii lui Dumnezeu este una dintre caracteristicile poporului lui Dumnezeu mântuit. Respectul față de Moise, respectul față de cel ce conduce Biserica, din punct de vedere al structurilor omenești, ține de mântuire. Omul acela. Continuați gândul dumneavoastră mai departe. Cât respect avem, câtă încredere avem. Când vorbim câteodată despre conferința generală, când vorbim câteodată despre biserică care trece prin probleme în momentul acesta, care trece prin dificultăți. O problemă care este, iertați-mă, o biserică care este zguduită din stânga, din dreapta. Cum îl mai vedem noi pe Moise, omul acela? De asemenea, este surprinzător dacă Moise nu mai este. În mod normal, poporul ar fi trebuit să spună: dați-ne un guvernator. Moise nu mai este, dați-ne un alt guvernator să ne ducă mai departe, că avem nevoie să ne conducă cineva. Dar ei n-au zis: dați-ne un alt guvernator, dați-ne un. Un alt Dumnezeu. De ce cer un alt Dumnezeu care să meargă înaintea noastră? care să ne arate drumul. Fuseseră atât de mult obișnuiți în Egipt cu idolatria, cu chipurile și așa mai departe, încât în ciuda faptului că de câteva zile, cu câteva zile în urmă Dumnezeu le spusese să nu-ți faci niciun chip cioplit. Era a doua poruncă pe care Dumnezeu a dat-o, să nu te închine în lor și să nu le slujești. În ciuda acestui fapt, în momentul acesta ei simt nevoia de ceva material ca de aer și nu mai putem merge niciunde dacă nu merge un Dumnezeu înaintea noastră. Mai așteptau ei ca Dumnezeu să le vorbească? Nu. Ei vreau să plece. Nu contează unde. Înainte, înapoi. Vreau să plece. Nu să le vorbească Dumnezeu. Avem dificultăți la capitolul ăsta. Să știți, nu întotdeauna Dumnezeu ne vorbește cum ne place nouă. Nu întotdeauna Dumnezeu ne vorbește în maniera în care suntem noi dispuși. Uneori Dumnezeu ne vorbește în așa fel încât muntele tremură, încât coboară foc din cer, uneori ni se pare că Dumnezeu este prea dur și nu ne place lucrul acesta și am vrea să mergem, numai să nu mai ascultăm. Interesant, susținem că mergem în cer. Dar ce se întâmplă dacă Dumnezeu stă și noi vrem să mergem? Ce se întâmplă dacă Dumnezeu merge și noi vrem să stăm? S-au dus la Aron. Aron Și Aron le-a vorbit așa de frumos. Și acum și mai târziu vor face deosebire între modul în care li se adresează Aron și modul în care li s-ar fi adresat Moise. Dacă Moise ar fi fost acolo și dacă poporul ar fi venit la el să spună fă un Dumnezeu, cum ar fi răspuns Moise? Poate că ar fi crezut sau poate că l-ar fi interpretat pe Moise ca fiind un dur. Pentru că așa l-au interpretat mai târziu, ca fiind un dur. Iar pe Aron l-au considerat ca fiind un amabil, un conducător care știe să negocieze și care iese în întâmpinarea tuturor nevoilor poporului. Iar Poporul l-a preferat pe Aron, fără discuție. Aron l-a spus: Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre. De unde aveau ei cercei de aur? Pe vremea când fuseseră sclave, aveau cercei de aur. De unde să aibă frate? De unde? N-avea deloc ieșiseră cu cercei egiptenilor. Vă dați seama ce bucurie a fost pe ei? În sfârșit avem și noi cercei. În sfârșit avem și noi inele. În sfârșit avem și noi brățări. În sfârșit suntem și noi frumoși. Nu că noi astăzi când le purtăm pe asta, nu vrem să spunem neapărat că suntem bogați și că suntem frumoși. În sfârșit le purtăm pe toate astea. Și au învățat de la Egipt lucrul ăsta, l-au însușit destul de bine și au trăit cu el. De câtă vreme aveau cercei? De vreo trei luni și ceva. Erau un dragostea din tâi. Nu i-ar fi dat jos de la orec pentru nimic în lume. Nu ar fi dat jos de pe deget pentru nimic în lume. Erau frumoși. Pe treaba asta a mizat Aron când le-a spus, ia dați voi ce vă iubiți, dați încoace ce iubiți. Pentru că știți, vițelul e vițel și e un zeu pe din afară, dar există o mulțime de zei pe dinăuntru, iar cercei erau un fel de zei pe dinăuntru și le-a zis, ia dați voi zei voștri încoace. Și Aron a crezut că ei nu îi vor da. Demonstrație, fraților, demonstrația a fost contrară. Și demonstrația a fost că în momentul în care ai un zeu, drumul acesta al păcatului nu cunoaște limită. Vei merge mai departe și vei da totul pentru un zeu mai mare. Pentru un zeu mai mare. Ce darnici au fost? Ce darnici au fost? Vreau să vă întreb, noi suntem tot atât de darnici cu Dumnezeul nostru pe cât au fost ei cu vițelul? Suntem tot așa de darnici? Ce părere ați avea de o biserică care, spre exemplu, să fie de dimensiunea noastră, 200 de oameni? Și din 200 de oameni, doar jumătate să dea daruri pentru biserică, să dea zecime și așa mai departe. De jumătate nu. Ce părere aveți, ați avea de biserica asta? Este o biserică ce știe să dăruiască Dumnezeului ei? Fraților, vă rog să observați un lucru Uneori noi renunțăm la slujirea lui Dumnezeu pentru că avem impresia că dacă nu vom mai sluji lui Dumnezeu, nu va mai trebui să sacrificăm. În realitate nu e așa. Dacă te muți de la Dumnezeu și te muți în curtea celui rău, va trebui să dai și acolo. Să fie foarte limpede și acolo va trebui să dai. Dumnezeu spune să nu pui cercei pentru că vrea să te mântuiască. Satan îți ia cercei pentru că vrea să te piardă. Dar tu tot fără cercei rămâi. E foarte clar. Poate că zici că o să rămân cu cei, dar nu. Rămâi fără. Ceea ce mă doare foarte mult este faptul că după ce a luat aurul, l-a turnat, l-a bătut, Aron vine înaintea lor și le spune, iată, Israele, Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Aici mă doare tare. Vă rog să observați. Vă rog să observați că Aron păstrează numele de Jehova. Păstrează numele lui Dumnezeu. Ce schimbă Aron? Tot poporul plecase din Egipt. În Egipt ei slujiseră cui? Dumnezeilor de acolo, din Egipt. Cuvântul lui Dumnezeu spune clar lucrul ăsta, îl vom citi imediat. Slujiseră Dumnezeilor acelora. Când a venit Dumnezeu prin Moise și Dumnezeu le-a spus, renunțați la Dumnezeii respectiv, ei au zis, renunțăm, nicio problemă, renunțăm la Osiris, Ra. Am mulțumesc, cu o serie se din Colom Babilon. Renunțăm la Ra, renunțăm la zeii care sunt acolo. Și au plecat și l-au luat pe Dumnezeu. Vă rog să observați dumneavoastră la ce n-au renunțat ei. Ei au renunțat la Dumnezeilor, au renunțat la zeilor, la ce n-au renunțat? Interesant, n-au renunțat la vițel. Vițelul a fost elementul la care n-au putut renunța. Și stau și mă gândesc, Doamne, poți tu renunța la un Dumnezeu, dar nu poți renunța la un vițel. Ce se întâmplă? De ce e așa? Este în structura, în felul nostru de a fi. Noi ne schimbăm Dumnezei, dar nu ne schimbăm obiceiurile. Noi ne schimbăm Dumnezeul nostru, dar nu ne schimbăm în mod special ceea ce avem înăuntru. Nu ne schimbăm, asta este o problemă. și vine și după ce face vițelul îi dă vițelului numele de Dumnezeu. Știți cum se numește asta în limbaj în limbaj modern? Se numește contextualizare. La contextualizat. Vițelul respectiv nu se mai numește vițelul sau boul Apis din Egipt. Nu este un vițel care i s-a schimbat numele, acum are alt nume, a fost contextualizat, a fost culturalizat, poartă numele lui Jehova. Cu durere vreau să vă spun, creștinismul trece prin acest proces astăzi, creștinismul în general. Creștinismul își schimbă Dumnezeul aproape insesizabil. Aproape insesizabil. Ne schimbăm moralitatea. Ne schimbăm capacitatea de a asculta de Dumnezeu, dorința de a fi cu El în împărăția Lui, dorința de a reveni. Toate lucrurile acestea se schimbă pe zi ce trece. Cultura lumii devine cultura Noastră. Cultura Egiptului devine cultura noastră. Ni se spune că ceea ce am crezut până acum nu mai este valabil, că o mare religie nouă trebuie să apară la orizont. Marea religie este momentul în care creștinismul se va aduna la o parte, la o altă și fără cuvântul lui Dumnezeu care nu mai vorbește, fără cuvântul lui Dumnezeu care nu mai vorbește, ne vom face un vițel. Facem o viță. Și îi vom pune numele cum? Cum îi vom pune numele? Nu îi vom pune numele Jehova. Îi vom pune numele Hristos. Unul dintre teologii evanghelici din zilele astea spunea: Am început să mă tem cel mai mult de numele lui Isus Hristos. Pentru că sub numele lui Isus Hristos se ascund cele mai ciudate sau neobișnuite lucruri. Noi nu mai avem pe Domnul Isus Hristos în numele Domnului Isus Hristos. Uneori descoperim vițelul acolo. E același lucru. Este vremea și mi-am propus în dimineața aceasta să chem biserica la a ruga pe Dumnezeu să vorbească din nou. Să ne vorbească din nou fiecăruia dintre noi să-l ascultăm. Și la ce zice? Și să-l ascultăm și în practica noastră. Sunt multe de vorbit acum. Mi-aduc aminte, la Betel, Iacov le-a spus, i-a spus familiei sale, scoteți-vă toate, ăsta care vă fac frumoși. Scoteți-vă, dar la o parte. Și dacă veți citi în Geneza 35 2 la 4, veți observa un lucru ciudat. Veți observa că i-au scos și nelele, dar și Dumnezei străini. Și este o legătură nu explicită, dar implicită care apare în text. Acum, pentru că suntem în Exodul 32, după ce au făcut păcatul respectiv Dumnezeu le-a spus, a spus poporului cuvinte de pocăință. Capitolul 33, versetul 4. Când a auzit poporul faptul că Dumnezeu nu va merge cu ei, s-au întristat toți și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncați acum podoabele de pe tine și voi vedea ce-ți voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe el podoabele și așa au plecat de la muntele Horeb. Cum au plecat? Pocăiți. Ăsta era momentul pocăinței. E interesant că lumea ne spune nouă că suntem pocăiți, numai că noi nu plecăm în felul ăsta de la Horeb. Ceva se schimbă. Pentru că suntem întârziați, dați-mi totuși voie să citim ceva și din Ezechiel. Profetul Ezechiel face trimitere la acest eveniment de la Sinai, și în Ezechiel, capitolul 20, interesant, capitolul 20, vorbește despre asta. De la versetele 6. Versetul 5 spune așa, în ziua când am ales pe Israel, mi-am ridicat mâna spre sămânța casei lui Iacov și m-am arătat lor în țara Egiptului. Mi-am ridicat mâna spre ei și am zis, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. În ziua aceea mi-am ridicat mâna spre ei ca să-i duc din țara Egiptului într-o țară pe care o căutasem pentru ei, țară în care curge lapte și miere, cea mai frumoasă dintre toate țările. Atunci le-am zis, Lepădați fiecare urăciunile care vă trag privirile și nu vă spurcați cu idolii Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. Niciunul n-a lepădat urăciunile care i și n-au părăsit idolii Egiptului, atunci mi-am pus de gând să-mi mânia peste ei, să-mi slez mânia împotriva lor. Care era problema lui Dumnezeu cu ei? Este, era faptul că privirile lor erau încă spre Egipt. Ei au ieșit din Egipt cumva scoși cu forța de Dumnezeu, dar au ieșit cumva cu spatele către Dumnezeu. Așa au mers, cu spatele către Dumnezeu și cu fața spre idorilor. Și Dumnezeu spune, eu vreau să vă scot, dar nu se poate să vă scot așa. Nu se poate. Ori te întorci cu fața spre mine ca să stai cu fața spre mine și să uiți Egiptul, dar nu rămâi cu fața spre Egipt ca să mergi împreună cu mine, că nu se poate să mergi cu mine cu spatele. Nu se poate. Frăților, un ultim gând. Cum a fost posibil să se ajungă aici? Cum a fost posibil ca Aron să strige, iată Dumnezeul tău, Israel. Cum a fost posibil? Puteți să dați o explicație. Vreau să vă întreb, li s-a părut păcat sau nu? Răspunsul este simplu, nu li s-a părut păcat. Moise a trebuit să le spună în versetul 30, ați făcut un păcat foarte mare și ei au privit cu ochii mari la Moise și a zis, noi? Dar nu au făcut niciun păcat. Păi stai să-ți explicăm. Și aici e problema. Când am pus întrebarea cum de a fost posibil, răspunsul este, păi au avut explicații. Care a fost explicația lui Aron? Aron a zis așa, eu am strâns aurul, l-am pus și l-am aruncat în foc. Și acolo o să vezi ce minune a fost, că aurul ăsta s-a transformat într-un fițel. A avut explicație? A avut. Noi avem explicație pentru situația în care suntem, avem explicație pentru păcatele noastre, avem explicație pentru idolatria noastră, avem explicație pentru orice. Avem explicații. Poporul probabil că a explicat foarte simplu. Noi n-am ales vițelul respectiv ca să ne închinăm înaintea lui. Noi am ales vițelul respectiv ca să meargă înaintea noastră. Dar noi ne-am gândit tot la... La cine? Tot la Jehova. Pe păi i-am și pus nume. Jehova. Numai că am avut nevoie de cineva care să meargă înaintea noastră, să știm direcția, dar noi la tine te-am gândit. Nu vi se pare explicația frumoasă? Astăzi fiecare icoană care se află în biserici poartă aceeași explicație. Se spune, noi nu ne închinăm la... Icoană, pentru că toată lumea vede că e dată cu var Nu? Dar noi ne uităm la icoană și ne gândim la Dumnezeu Și așa a fost explicația și atunci Și prin explicația aceasta au ajuns la concluzia că Nu e păcat Și-au liniștit conștiința, fraților Explicațiile noastre au menirea să ne liniștească conștiința sau vocea Duhului Sfânt din viața noastră, ca nu cumva să ne simțim vinovați, nu cumva să credem că am făcut un păcat mare. Și venim înaintea lui Dumnezeu foarte deschiși, așa se întâmplă, venim și spunem, dar nu e păcat, Doamne! Nu e păcat. Dar ce, vezi ceva rău în toată treaba asta? Fugi de aici că ești gust. Vezi ceva rău în asta? Nu există. Apostaților, între Sinai și Cruce a avut loc una dintre cele mai mari apostazii a poporului evreu. S-a a câștigat o bătălie extraordinară. De ce? Pentru că urma Crucea. Pentru că urma Crucea. Cel ce vorbise pe Sinai trebuia să se urce pe cruce. Era același sus care a dat cele 10 porunci, același care s-a urcat pe cruce. Ori în intenția lui celui rău, a lui Satan, a fost ca înainte să se urce pe cruce, chipul lui Dumnezeu să se transforme într-un vițel Înainte ca Isus Hristos să se urce pe cruce, chipul lui Dumnezeu să se transformă într-un vițel. Satan atacă întotdeauna și mântuirea prin perspectiva crucii și ascultarea prin perspectiva voinței lui Dumnezeu. Le atacă pe amândouă. Cel mai dureros lucru pe care l-am găsit în legătură cu asta se găsește în Psalmul 106. Vreau să vă spun că vă voi ruga să meditați la aceste lucruri, pentru că este de abia o introducere făcută. Sunt atât de multe lucruri care ar putea să fie înțelese de aici, încât vă rog din tot sufletul, continuați să vă gândiți la el. Psalmul 106, cu versetul 19. Au făcut un vițel în Horeb. Nu la Horeb. Au făcut un vițel în Horeb. Iar Horeb este locul Sinaiului. Acolo unde a dat Dumnezeu legea, acolo unde a fost prezența lui Dumnezeu, acolo unde Dumnezeu a spus, v-am adus la mine, acolo unde a spus, vreau să vă pun un, un, un praznic, acolo unde Dumnezeu a vrut să facă legământ împreună cu ei. Acolo ce au făcut? au făcut un vițel acolo. Ăsta a fost întotdeauna strategia celui rău. Și ori de câte ori poporul lui Dumnezeu nu-l mai lasă pe Dumnezeu să vorbească, ori de câte ori poporul lui Dumnezeu nu-l ascultă pe Dumnezeu în toată frumusețea lui, de fiecare dată se întâmplă ceva de felul acesta. Mă rog lui Dumnezeu ca locul acesta să fie un loc în care Dumnezeu să vorbească necondiționat de oameni. Să vorbească necondiționat de timp, de vremuri și de împrejurări, ci întotdeauna. Aș vrea ca eu să fiu acela în care Dumnezeu să vorbească. Necondiționat de vreme și de împrejurări. Aș vrea să se întâmple același lucru în fiecare dintre dumneavoastră. Aș vrea să învățăm pe toată lumea să asculte de vocea lui Dumnezeu. Pentru ca crucea lui, mântuirea lui. Să poată să strălucească în toată frumusețea ei, datorită ascultării noastre și nu datorită neascultării noastre, crucea să devină ineficientă în viața noastră. Dragii mei, le-a spus ca a doua zi să fac o sărbătoare în cinstea Domnului. Dacă veți urmări în amănunțit structurile pe care Dumnezeu le-a, eu știu, ni l-a lăsat nouă ca moștenire în Sfânta Scriptură, veți vedea că în cartea Exodului, capitolul 31, se încheie cu ținerea sabatului. După capitolul 31, versetul 18 vorbește despre tablele legii care sunt tablele mărturiei lui Dumnezeu. Iar capitolul 32 este momentul crizei. Este ceva foarte, foarte ciudat. Dumnezeu le spuse să, să țină sabatul ca un semn de aducere aminte între el și ei. Citiți, vă rog, lucrul acesta în Exodul 32, iar în, în, Exodul 31. Iar în Exodul 32, el vine și le spune o zi în cinste acestui Dumnezeu. Toate se schimbă. Toate se schimbă. Nimic nu mai rămâne cum a zis Dumnezeu. Sărbătoarea vițelului diferă de sărbătoarea lui Dumnezeu. Și așa cum spunea cineva, cum e Dumnezeu, așa e și poporul. Ultimul text pe care l-am spus, l-am citit împreună, a fost: Ei s-au sculat să joace. Uitați-vă la închinare și veți vedea cum e Dumnezeu. Uitați-vă la Dumnezeu și veți vedea ce închinare trebuie să aducem. Nu scăpați din ochi niciodată. Ce Dumnezeu avem? Priviți întotdeauna la El, pentru ca să putem ști cum să ne închinăm unui astfel de Dumnezeu. Amin. Frații mei, suntem într-o oră de legământ înaintea lui Dumnezeu și vă invit să închiem această oră de legământ cu imnul pe care îl avem acum. Sunt eu creștin adevărat și vă voi invita să punem această întrebare în mod foarte serios ființei noastre în timp ce o vom cânta. Să ne întrebăm dacă într-adevăr Harul și-a făcut lucrarea în viața noastră. Dacă Harul a dat putere legii lui Dumnezeu ca să schimbe comportamentul nostru și să ne transforme în creștinii lui Dumnezeu, nu în altfel de creștini. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, îți mulțumim pentru sacrificiul tău, îți mulțumim pentru jertfa ta pe care ai adus-o pentru noi, jertfă prin care ne-ai vorbit, ne vorbești și ne vei vorbi în veșnicie, Doamne, despre dragostea ta despre puterea Ta, despre voința Ta, despre frumusețea Ta. Îți mulțumim, Doamne, că ai completat Sinaiul cu gloria crucitale și a răscumpărării noastre a tuturor. Îți mulțumim, Părinte, pentru că ai făcut atât de multe lucruri pentru noi. Te rugăm să ne vorbești cu toată puterea. Îți cerem acum, Doamne, să nu mai taci niciodată. Ajută-ne să te dorim vorbindu-ne chiar și în flăcări de foc, chiar și în cutremurarea pământului. Dar ajută-ne să te lăsăm să ne vorbești, pentru că astfel să putem înțelege. Să renunțăm la păcatele noastre favorite, la zeii noștri pe care încă îi mai avem. Și pocăința să poată să fie autentică, să poate să fie reală și tu să lucrezi în viața noastră prin Duhul tău cel Sfânt o nouă viață, o nouă persoană, o nouă supunere și o nouă ascultare de tine. Doamne, ia viței noștri pe care îi avem, chiar dacă sunt de aur, Doamne. Arde în foc, Zdrobește-i și fă ce Doamne. Și ajută-ne să ne scârbim de ei. Să trăim o viață în care să fim cu adevărat logodiți cu Tine. Frumos, Doamne, să Te iubim. Frumos să trăim lângă Tine. Frumos să Te prezentăm celor din jurul nostru. Frumos să te așteptăm pe nori cerului, frumos să știm să trăim fiecare zi, ca în cea mai strălucită legătură de iubire pe care noi, pământenii, am putut-o visa vreodată. Dă-ne acest har să te iubim așa, ca o fecioară logodită cu tine. Și să păstrăm legământul acesta cu Sfințenie, Doamne, până la nunta ta. În numele Domnului Isus, te-am rugat. Amin. Amin.